Cazul descoperit recent în județul Hunedoara demonstrează că lăcomia unor persoane cu putere de decizie s-a extins chiar și la traficul de droguri, nu doar de câini fără stăpân. Nu este exclus ca expedierea în țările Uniunii Europene a câinilor fără stăpân să fie de fapt doar paravanul sub care se face de ani de zile trafic de droguri. Dar acest fapt va fi confirmat sau infirmat de organele de cercetare intrate pe fir în număr tot mai mare. Oficial, din adăposturile din județul Hunedoara în perioada 2020-2022 au fost expediați în afara țării în jur de 60.000 de câini. Neoficial, cifra este aproape dublă, susțin surse din cadrul DSVSA Hunedoara, cifră confirmată și de faptul că în aceeași perioadă s-au efectuat 46 de controle, fiind aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei, ca urmare a neregulilor constatate. Surprinzător este faptul că cea mai mare valoarea amenzilor în sumă de 120.000 din 200 s-a aplicat în primele 3 luni ale acestui an, după ce noua și tânără echipă susținută la conducerea DSVSA Hunedoara a decis să aplice legea fără menajamente. Au fost depistate centre de colectare, carnasiere și adăposturi de câini fără stăpân neautorizate sau cu autorizații pentru colectare animale, nici de cum pentru câini. Potrivit acelorași surse, a fost identificat un centru de colectare carnasiere fără nicio urmă de activitate, fapt ce a trezit suspiciunea că spațiul era folosit doar pentru tranzitul câinilor aduși din alte județe și expediați ilegal peste graniță. Problema este cunoscută la toate nivelurile de ani de zile, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Prin urmare, la nivel național, caracatița traficului ilegal de câini în afara țării a devenit și mai puternică, iar ceea ce s-a descoperit în județul Hunedoara demonstrează că traficanții și-au diversificat și activitatea, iar sub pretextul exportului de câini se face și trafic de droguri. La nivel de județ sunt bănuite câteva persoane implicate în astfel de activități ilegale, motiv pentru care a fost sesizat și DNA și se pare că pe fir au intrat și cei de la combaterea crimei organizate. Noua și tânăra echipă de la conducerea DSVSA Hunedoara a solicitat ajutorul autorității naționale, iar corpul de control al instituției din București a descins zilele trecute în județ, iar cu ajutorul poliției animalelor, rezultatele nu au întârziat să apară. Surse din mediul politic susțin însă că nu peste mult timp directorul Autorității Naționale din București va fi demis din funcția de conducere.